Bună dimineața, dragilor, și bine v-am găsit la Matinal pe Roți. Într-adevăr, primăvara începe cu flori. Conform unui sondaj, pentru aproximativ 7 din 10 femei, este important să primească flori de 1 și 8 martie. Motivul principal este că florile le aduc bucurie. Lalelele, freziile, zambilele, dar și trandafirii se află în topul celor mai comandate flori în această perioadă. Și pentru că domnii în special au fost prevăzători, peste 90% din livrările pentru Ziua Internațională a Femeii sunt comenzi plasate în avans conform unei florării. Majoritatea, sau poate multe dintre femei, mai bine zis, își doresc să primească flori pe tot parcursul anului, nu numai de 1 și 8 martie. Aviz domnilor! Dar noi mergem mai departe și vă invit la plimbare prin Timișoara, unde oameni talentați cu povești impresionante sunt așteptați mâine la podul de poveste de la uzina de apă, la un schimb de mărțișoare, idei și zâmbete. Proiectul Crossboard, Croșetăm povești și poduri, inițiat de artistul vizual Livia Mateiaș, dă startul unor întâlniri la care oamenii își pot pune la contribuție talentele creative sau le pot chiar descoperi pentru a le dărui mai departe în comunitate. Întâlnirile vor continua pe parcursul verii cu cel puțin 5 ateliere de creație, iar cele mai originale idei vor fi premiate. O inițiativă foarte frumoasă, așadar, proiectul Crossboard din Timișoara. Dar și în capitală vom avea parte de activități speciale mâine, pe 1 martie, la Muzeul Copiilor din București. Cei mici vor putea deveni exploratori în două expoziții interactive noi și un escape room. Sunt pregătite pentru ei o mulțime de jocuri, misiuni captivante, instalații interactive și decoruri tematice. Misiuni în safari, Muzeul Copiilor Express, este o expediție spectaculoasă prin munți, păduri, junglă, savană și deșert, expediție în care mijlocul de transport ia forme diferite. Pe urmele marilor exploratori, aventuri cu pirați. După cum ne putem da seama din numele expoziției, cei mici vor descoperi aici tainele vieții pe mare îmbarcați la bordul unei corăbii. Escape room-ul Egiptul Antic le oferă celor mici 30 de minute pentru a urmări indiciile și pentru a găsi cheia care deschide ușa din piramida faraonului. Așadar, veți mămici, părinți, tătici, veți avea parte de activități foarte interesante pentru cei mici. Mergem mai departe, în afara granițelor țării, mai exact într-un oraș din China, unde autoritățile încearcă să rezolve problemele de natalitate prin bilete la loterie. 97.000 de dolari au fost alocați pentru a oferi un bilet la loterie fiecărui cuplu proaspăt căsătorit. În contextul crizei de natalitate din țara asiatică, prin această măsură, autoritățile speră să crească numărul de nunți, implicit și numărul de nașteri. În 2023, nașterile în China au scăzut la jumătate față de anul 2016. Înțeleg că acolo biletele la loterie sunt foarte populare, așa că este posibil ca această măsură să funcționeze într-adevăr. Mergem mai departe cu istoria zilei de 29 februarie, o zi de care avem parte o dată la 4 ani. În contextul ei trebuie să vorbim despre anii care au 366 de zile și sunt denumiți an bisecți. Aceștia ajută la sincronizarea anului calendaristic cu cel astronomic. Anii bisecți sunt motivul pentru care nu sărbătorim Crăciunul într-o altă lună în afară de luna decembrie. Ziua suplimentară pentru luna februarie a început să fie adăugată în calendarul iulian în anul 45 înaintea erei noastre, de Iulius Cezar, sfătuit fiind de un astronom din Alexandria. În 1582, Papa Grigore al XIII-lea a revizuit calendarul iulian și l-a impus pe cel gregorian, calendar pe care îl folosim și astăzi. În secolul XIII, în Scoția, a fost adoptată o lege care oferea femeilor dreptul de a-l cere în căsătorie pe bărbatul iubit, dar numai pe data de 29 februarie. Cei care refuzau cererea erau amendați.
Atât pentru astăzi. Ne revedem și mâine tot aici. Eu vă doresc o zi ușoară în continuare.